Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Prieteni, în dimineața asta, având în vedere că lipsește și Vlad, care este singurul semi-microbist din studio, și așa, pentru că s-au încheiat practic, domnul Petrescu, practic, competițiile majore fotbalistice de la noi, respectiv Cupa și Campionatul. Așa. Mai avem play-off-uri, meciuri de baraj, retrogradare. Da, Dinamo, Csíkszereda, prima manșă chiar în seara asta. O să avem duminică Universitatea Craiova cu Cluj pentru ultimul loc de cupe europene, o participare în Conference League, dar lucrurile importante s-au stabilit. FCSB este campioană și va juca în preliminariile Ligii Campionilor. Corvinu Hunedoara a câștigat Cupa României și așteaptă încă ok-ul de la UEFA, dar sper să-l primească. Înțeleg că îl va primi pentru că a spus Andrei Vochin, care este angajat al Federației Române de Fotbal, a dat asigurări într-o emisiune televizată recent că nu sunt probleme și că va primi Corvinu Hunedoara această licență de participare în cupele europene. Așadar, Corvinu va merge în Europa League, e singurul loc al României în această competiție a doua valorică din Europa și mai avem două participante în Conference League. PCFR Cluj, revitalizată, iată, de sosirea lui Dan Petrescu, a obținut două victorii. Bursucu. La scor, da, favoritul nostru de la revenirea din Coreea de Sud, și Universitatea Craiova sau UCluj. De asemenea, mai sunt doar o lună, 4 săptămâni, până la începerea campionatului european de fotbal, deci iată un moment propice pentru fotbalul nostru, vine tot mai multă lume la stadion, la Hunedoara a fost o dita mai petrecerea în stradă sâmbătă, am văzut ceva imagini de acolo, oamenii au revenit la fotbal și pe valul ăsta de popularitate al fotbalului vrem să vorbim puțin în dimineața asta și cu voi și vă așteptăm la 0372069599 sau cu mesaje 0728111222, eventual audio, să ne spuneți ce așteptări aveți de la fotbal în perioada următoare. Ce credeți că vor face echipele noastre de club în cupele europene, dacă vom avea din nou măcar una în grupe, de ce nu poate chiar mai mult de una? Uh-huh. Și la Euro, cum o vedeți? Da, avem așadar... Pick me, pot să dau și eu cu părerea? Grupă cu Ucraina, Belgia și Slovacia, da. Da. Am mare încredere în echipa națională, eu nu cred că facem mai mult de un punct și sunt generos la campionatul european. Tu, da, ai de-astea de rapidist, n-ai încredere. Da, nu privi lucrurile așa. Echipa națională de fotbal e într-un moment de asemenea nu foarte bun, dar bun, în sensul că avem niște jucători în formă, cum ar fi Denis Man, Drăguș, de la Gaziantep, chiar și portarul Niță, tot de la Gaziantep, Mihăilă, de la Parma, băieții de pe la noi din campionat, Florinel Coman, în mare formă, sigur, iată Drăgușin, care începe să joace târziu la Tottenham, dar tot e bine că a prins niște meciuri și are ceva minute, nu vine chiar pe gol de la Tottenham. Yanis Hagi, de asemenea, nu prea a jucat sezonul acesta și e o problemă, dar sunt și calde și reci. Și, din păcate, s-a accidentat Moruțan și nu va mai ajuta echipa. Dar chiar Edi Iordănescu are unele probleme de selecție, în sensul că are prea multe opțiuni. Și rămâne așa de zici. Văzut ce se va întâmpla, da. Da, eu nu cred în echipa asta, fie și pentru faptul că pentru mine n-au ieșit deloc în evidență jucătorii ăștia la echipe, unele mai micuțe decât altele. Cu excepția lui Tottenham, mie nu mi se pare că jucătorii noștri joacă la super echipe. Dar nu trebuie să joci la super echipe ca să faci performanță la națională ca echipă, pentru că s-a văzut asta de foarte multe ori la turnee finale în ultimii ani. Și noi nici nu văd ca pe un grup. N-au făcut. Iar în, dacă vorbim de cupele europene, mie mi se pare că singura echipă care poate face o surpriză și poate merge mai departe un tur, două chiar, este Corvinu Hunedoara. Nu cred. Ba da, băieții aia o să joace atât de dezinvolți cu oricine ar pica, încât eu cred că ar putea face surpriza. Dacă nu se pierd și rămân la fel cum au jucat și au învins, nu uita că i-a bătut pe Cluj, ok. Nu era Dan Petrescu acolo, era Adrian Mutu antrenor, dar i-a bătut de ei, au usturat ca să... Da, da, au... CFR a avut un eliminat încă din debutul întâlnirii. Pentru juca, era totuși o echipă care a câștigat 5 ani la rând campionatul categoric, în România, da. Și juca cu echipă din Liga a doua. A fost până la urmă marea surpriză a cupei.
fără doar și poate. Mă rog, hai să vedem. 0372069599. Ce speranțe aveți în special pentru campionatul european de la vară? Și mesaje 0728-3D1-3D2. Intrăm în direct cu voi, avem și mesaje. Hai să vedem ce părere aveți. Alin, bună dimineața! Salut, Alin! Bună dimineața, vă salut! M-auziți bine? Da, sigur că da, te rugăm! Păi, Naționala României, chiar dacă nu a convins cu locul 1 la calificări, are șansa ei, evident. Și nu cred că ar fi totuși o surpriză foarte mare să vedem că este din grupe. Doamne ajută! Adică tu crezi în chestia asta sau e doar că șanse știm că avem din moment ce... Chiar cred. Păi n-ați văzut. Ce echipă a avut atâta noroc Naționala României? Ca niciodată. Să știi că da, din punctul ăsta, stăm bine. În plus îmi doresc să meargă în cupa UEFA, mă rog, Conference League, Universitatea Craiova. Da. Și FC Bihor să promoveze în Liga a doua. Să sperăm că se va întâmpla lucrul acesta. Mai multe planuri. Bine, Alin, îți mulțumesc tare mult. Ținem pumnii. Daniel, salut. Salut, Dane. Bună dimineața. Ar fi o minune să dăm gol la Euro. Uitați-vă ce echipă avem. Nici nu pot să zic second hand. Poate. Tu ești de-al meu. Nu, ești prea... Pe ce te bazezi când spui asta? Păi, mă bazez pe valoarea jucătorilor. Hai să vedem. Vorbim doar de Tottenham, care nu e o echipă de primă mână în Anglia. Al doilea jucător ca valoare, la ce echipă ar juca? Auzi, dar stai puțin. Nu, dar da. Nu trebuie să gândești lucrurile așa. Unde jucau grecii când au câștigat Euro? Serios? Stați puțin, dar nu putem să comparăm campionatul Greciei cu campionatul României, totuși. Dar nu e vorba de campionatul României. Stai că ăștia ai noștri, păi, de la național nu prea vin din Qatar, da. Hai, mă, nu. Totuși, credeți-mă că am ceva experiență, mă pricep ceva la fotbal și ascultați-mă ce vă spun. Dacă vom marca gol, va fi mare minune. Cine să dea gol la Libec, serios? Denis Mann. E singurul care ar putea să facă o surpriză. Denis Mann aș vedea o surpriză pentru naționala noastră. Florinel Coman. Drăguș. Serios? Florinel Coman și Drăguș. Hai să ne gândim unde joacă Florinel Coman. Și slovacii pe care îi întâlnim noi unde joacă? Păi, eu știu, cred că au ceva valoare slovacii. Au jucători care joacă pe la echipe mai puternice decât ce avem noi. Nu știu, asta e opinia mea și eu cred că... Păi de asta, îți mulțumim pentru ea, Daniel. Dacă avem iar norocul lui Tata Puiu, da, e posibil. Păi trebuie să iei în calcul și asta, că dânsul va fi acolo. Da. Adică nu ne lasă la greu. Se va ocupa personal ca autocarul să nu dea cu spatele. Da. Bine, Daniel, îți mulțumim. O să stea lângă șofer. Îți dai seama. Vă salut, băieți. Dacă puneți întrebarea asta la începutul campaniei de calificare, nu le dădeam nici măcar o șansă băieților. Sincer vă spun. Dar ultimile două meciuri, Doamne, m-au făcut să-mi schimb total părerea. Eu cred că avem toate șansele să facem 4 puncte în grupe. Pare totuși rău că nu avem primul meci cu Belgia. Aveam șansa, poate mă considerați nebun, aveam șansa să-i batem dacă aveam primul meci cu ei. Dar oricum avem șansele noastre. Mulțumim tare mult pentru mesaj. Hai să vorbim și cu Cristian. Bună dimineața! Salut, Cristi! Vă salut, băieți! Eu nu dau prea mari șanse și nu fac prea mari speranțe că echipa României va ajunge prea departe. Și prin faptul că, haideți să ne mai uităm, că am avut și o mare doză de noroc în calificări. Inconstanța în joc, mie mi se pare că asta a fost una dintre probleme. Pentru că întotdeauna când ai o constanță așa și duci câteva meciuri la rând bune, zicem, e și altceva. Iar partea ce ține de Europa, eu zic că sistemul ăsta nostru cu play-off și play-out, eu zic că de mult este trebuie scos. Pentru că, uite, sunt multe între cele care au renunțat, inclusiv Belgia a avut sistemul ăla și a renunțat. Și mie mi s-a părut că... Dar cum, se joacă play-off în Belgia acum? De ce spui că au renunțat? Păi nu mai au ce Belgia, nu mai au play-off-ul, nu mai au play-off. Acum au play-off, sigur că da, a fost aseară, meci Anderlecht cu FC Bruges, în play-off-ul din Belgia. Ah, da, îmi cer scuze atunci, că nu înseamnă că nu ceva mi-a scăpat mie, dar nu, eu văd că de când echipele au intrat cu play-off și cu play-out, am senzația că undeva parcă au scăzut în modul de a duce mai departe în Europa. Nu știu. Mulțumim tare mult, Cristian. Mai avem un mesaj pe care vreau să-l dăm pe final. Neața, băieți, eu zic așa, la Euro batem Slovacia, facem egal cu Belgia, ne conduce Belgia și egalăm tot așa
cum egalăm noi pe 97-98. Adică a văzut și scena. Da. Și dacă e voie și e politically corect, batem și Ucraina fără probleme. E voie, dacă nu, hai. Nu pui problema. Vă mulțumesc, Radu din Pitești. Radule, n-ai dreptate, să știi. Nu, Ucraina, din punctul meu de vedere, e cea mai puternică echipă din grupă. Deci eu sunt de părere că noi cu Ucraina o să avem cele mai mari probleme, respectiv o să mâncăm bătaie, dar nu din motive politice, ci din motive fotbalistice, pentru că au o super echipă, adică totuși au portar la Real Madrid, au fotbalist de 80 de milioane de euro pe Murdic, îl au pe Dovbyk, golgheter prin Spania, atenție, au o super echipă ucrainenia. Da, doar tu ești cumva optimist. Dar în rest, aia cu egal cu Belgia și victorie cu Slovacia, asta crezi eu. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.